sunt curios să știu, eu deși știu cine ești, dacă tu știi cine ești. Dragă mea, tu nu știi cine, tu știi cine sunt eu doar ca haină, nu știi cine sunt eu realmente. Tu știi că eu sunt coach, știi că sunt instructor de photo reading, tu știi că sunt româncă, știi că am trăit în străinătate, știi un pic din istoricul meu, dar nu știi cine sunt eu. Dacă ai ști cine sunt eu, ai ști cine ești tu. Întrebarea asta, cine ești tu? Practic, n-am ce să spun. Nu sunt numele meu, nu sunt poziția mea, nu sunt banii mei, nu sunt statutul meu, nu sunt mașina mea, nu sunt casa mea, nu sunt averile mele, nu sunt banii mei. Ce rămâne? Ființă. Ființă. Ok, hai să spun o poveste. Fie atent că este o poveste. Am auzit-o undeva prin 1983, nu cred că pot să-mi aduc aminte exact cum a fost spus atunci, știu că aveam ochii cât cepele ascultând-o, dar povestea m-a fascinat. Da? Și povestea era așa, că ființa este peste tot. Imaginează-ți aerul, este peste tot. Este? Aerul este inodor, incolor și invizibil și este peste toată planeta. Este? Este vital însă că dacă nu respiri, dacă n-ai aer, mori. Este? Ok. Dacă vrei să-i dai o formă la aer, aerul ia forma vasului în care el este. Aerul din încăperea asta are forma acestei încăperi, că este definit de o încăpere. Dacă vrei, ființa este la fel ca aerul. Este invizibilă, n-are miros, n-are gust, este peste tot. Nu este ca aerul care este doar pe deasupra planetei noastre ca un umbriș. Este peste tot. Nu există limite, este peste tot. Da? Și ființa ia formă când se naște. Pe planeta noastră sub forma unui corp uman, nu? Ființa se naște sub forma unui corp uman. Ființa se naște ca ființă umană. Înainte de să naște aici sau pe altă planetă, sub orice formă pe care o ia, ființa vrea să distreze, pentru că e plictisitor să stai cu miliarde, miliarde și miliarde și miliarde de ani fără să întâmple nimica. Și atunci se naște aici ca să se distreze. Și înainte să nască, să-i întrupeze pe pământ aici, de pildă, sau în altă parte, oriunde, își propune ce vrea să facă. Și ce vreau să mă nasc pe pământ, vreau să fiu femeie, vreau să fiu bărbat, vreau să mă însor așa, vreau să trăiesc experiențele alea, vreau să văd chestiile alea, vreau să fac chestiile alea. Își aranjează scenariul înainte. Și apoi se naște. Când se naște, se naște într-un corp. Da? Atunci, ființa care era ființă, acum devine ființă umană, în momentul în care se naște, uită că e ființă atotputernică și atotcunoscătoare, pentru că altfel nu poate să joace jocul ăsta, da? Nu poate să aibă experiențele, pentru că știi dinainte tot ce se întâmplă, nu? Și este musai să uite la naștere, prin procesul de naștere, cine a fost. Ca să joace jocul cu toată puterea și dezvoltura. Ok? Și atunci devine bărbat sau femeie, se naște în România sau se naște în America sau se naște în Sud-Africa și devine sud-african sau taliban sau indian sau ce, care e o haină, nu? Apoi își creează o identitate care este o haină. Apoi își creează o cultură care este o haină. Tot ce pune ființa pe ea, care se dă o formă, ființa se exprimă prin acele lucruri în locul în care se află. Da? Deci dacă tu mă întrebi pe mine cine sunt eu, nu am ce să spun. Sunt totul și nimic. E gol, e un spațiu. N-are formă, este peste tot. Da? Și asta e cine sunt. Totul și nimic. Care s-a născut, a luat o formă și trăiește aici prin niște haine.